Ho chiesto di fare la conferenza stampa un giorno prima, a metà settimana, abbiamo una settimana più lunga del normale, sono solo 5 giorni, ma Am făcut această conferință de presă mai repede pentru că, cu o zi mai repede decât în mod normal, pentru că avem 5 zile de antrenament de data asta și am vrut să fie ziua de mâine liberă pentru antrenament. Nu v-am văzut pe o parte dintre voi la conferința de presă de după partida de la Timișoara, așa că dacă aveți întrebări legate de această partidă. Între timp, vreau să spun că am rămas destul de preocupat, îngrijorat oarecum, pentru că am greșit la două faze fixe și am luat gol din două faze fixe la partida de la Timișoara. Natural è un programma molto forte, è stato un programma molto forte, difficile. La stessa equipa no, diciamo 13-14 giocatori. Naturalmente è un programma molto forte. Ho fatto i cambi quando ho potuto nella partita di Coppa Romania. Per il resto le partite hanno richiesto tutte il massimo nu am impegno. Folosit neapărat aceeași echipă, este vorba poate de 13-14 jucători. Am făcut schimbările cât am putut la meciul de cupă, din Cupa României. În rest am încercat să utilizez jucătorii la maxim, să fac schimbările în funcție de priorități și de potențialul maxim în acele momente, nu de dragul de a face modificări. Presidente Lemurezan ha ragione, abbiamo 22 giocatori in lotto, di più, abbiamo tanti giocatori in lotto. Naturalmente non sono tutti dello stesso livello, è normale. Ce ne sono di più bravi e di meno bravi, di più pronti. Tutte le aree dreptate, într-adevăr avem un lot foarte numeros. Ho sempre detto che evident, ho nu toți giocătorii au aceeași una valoare, aceeași disponibilitate possibilità pentru di alternative. Meciurile pe abbiamo care le avem provato de a jucat, farlo am con demonstrat Romania, că există alternative, e siamo riusciti a passare il turno. L-am câștigat. Pentru un match cu Zeceni sento la pressione di dover vincere per recuperare 9 punti dalla Dinamo e 8 punti da Orziceni. Questa è l'unica pressione che sento. Non sono contento delle due infrangere precedenti, una era in Coppa Champions League contro Bordeaux e una è stata in campionato contro Timișoara, ma è una pressione dovuta al fatto di recuperare punti di svantaggio rispetto alla testa della classifica. Singura presiune este faptul că trebuie să recuperez cele 9 puncte pe care le avem în spatele lui Dinamo și 8 față de Urziceni. Nu sunt bucuros de ultimele două partide pe care le-am pierdut, una în Liga Campionilor, una cu Timișoara, două echipe foarte puternice, dar singura presiune este diferența de puncte, nu alta. Ce v-a transmis conducerea după domnul Frânge? Ugualmente a me non è contenta, ma continuiamo a lavorare per riprendere il cammino che avevamo intrapreso con 3 vittorie, 2 pareggi e questa prima sconfitta in campionato. Parliamo del campionato adesso. Ca și mine, nici eu nu sunt bucuroși, evident, dar continuăm munca pe care am început-o și mergem mai departe. Ați simțit că s-au răcit relațiile conducerii vis-a-vis de dumneavoastră? No. Se sono cambiate sì, le... Sì, sì. No. Era una cosa che non era da quando avevo preso io la squadra, non avevamo mai preso in 10 partite, di cui 3 di Champions League. Non avevamo mai preso gol su fase fissa. Abbiamo preso 2 gol su fase fissa in 5 minuti. È una cosa su cui bisogna tornare a lavorare. Nu era o problemă care o aveam la început, când am preluat eu echipa, nu am mai luat goluri din faze fixe, iar acum s-a întâmplat de 2 ori în 5 minute. Și o problemă pe care trebuie să o lucrăm. È stata una questione di squadra, non è mancanza di Cadu. Cadu ha dimostrato di fare bene, Cadu ha dimostrato di fare alcuni errori quando è capitata, però è successo e riguarda tutta la squadra, non riguarda un singolo giocatore. È una cosa per cui tutta la squadra deve mettere la massima attenzione. No, din acest punct de vedere al fazelor fixe sau al apărării în fazele fixe, nu cred că absența lui Cadu a făcut neapărat diferența, a fost mai degrabă o eroare de grup, de echipă. Naturalmente, sì. Io sono responsabile di tutto quello che succede nella squadra, naturalmente. Sì? Cosa mi rimprovero? Sì. Da un punto di vista di affrontare la partita, non molto, abbiamo cominciato decisamente bene, però non era la prima volta, era la seconda volta in cui il Timișoara superava la metà campo.
aveva fatto un'occasione da gol, una bella azione con un'occasione da gol, con una penetrazione centrale, e questa era la seconda volta che si presentava nella nostra metà campo senza aver fatto azioni pericolose e abbiamo preso gol. Mi rimprovero questo, non altro. Cred că am început bine din punctul meu de vedere ca antrenor. Poate îmi reproșez faptul că Timișoara a avut mai mare posesie a mingii la mijlocul terenului și a reușit să pătrundă, să facă câteva faze bune de gol. Non mai mare possessia, non aveva fatto azioni da gol, non aveva non avuto mai mare possessia. Non ha avuto fase importante, e con tutte queste ha riuscito a Lurzeceni, a differenza di Timișoara, un gioco forte, definito, una ottima organizzazione, un giocatore d'attacco molto forte nelle palle di testa, su cui la squadra viene a prendere il rimbalzo e a giocare con grande velocità e grande posibilità di corsa e di sviluppo azione. Spre deosebire de Timișoara, un gioco molto mai bene definito, mai concreto. Au niște atacanții sunt deosebit de buni în ceea ce privește jocul cu capul și mingile pe sus și jocul în viteză. Ce părere aveți că în ultima vreme apar tot mai des informații cum că ar veni antrenor nou în iarnă? Acum a apărut inclusiv Togă. Nu am capit. Că ci sunt informații în asta, pache del inverno sarà un nuovo allenatore. Non ho letto. Nu am citit. Io posso pensare solo alla squadra, non posso fare altro, devo pensare solo alla squadra. Io trebuie să mă gândesc doar la echipă, non la altceva.